Participăm în fiecare zi la curse informaționale contra cronometru. Știrile vin din toate părțile. Iar ce aflăm din ele de multe ori ne dă lumea peste cap. Sau ne lasă cu zeci de semne de întrebare. Pentru a fi înțeles, adevărul trebuie descifrat, explicat, pus la îndoială. Descifrat, locul unde descifrăm știrile. Și rădăm adevărului dreptate. Bun găsit, rata anuală a inflației a crescut până la 34% în septembrie 2022, anunță Banca Națională a Moldovei. Aceasta este cea mai mare rată a inflației după anii 2000. În timp ce autoritățile încearcă să găsească o cale de ieșire din acest labirint economic, oamenii își întorc pe dos buzunarele în speranța că vor mai rezista o zi. Sărăcia este din ce în ce mai prezentă în vocabularul nostru, iar incertitudinea zilei de mâine devine o constantă pe care încercăm să o Îmblânzim. Deci cifrăm astăzi în studioul Agora situația de pe piața monetară din Republica Moldova. Iar răspunsuri ne va oferi expertul economic Veceslav Ioniță. Domnule Ioniță, bună ziua și mulțumesc pentru prezența în studioul Agora. Bună ziua, bine am găsit. -o. prima dată aici la voi. Să vă punți dorință. <laughs> da. Scumpirile devin deja cap de afiș zilnic. Vedem la în fiecare zi că s-au scumpit ouăle, s-au scumpit laptele, s-au scumpit alte produse. Haideți să ne lămurim cu inflația. Rata anuală a inflației, cum ziceam mai devreme, a crescut până la 34% în luna septembrie 2022. Cât de grav este asta pentru omul simplu, dar și pentru Republica Moldova ca stat? Astăzi, Biroul de Statistică va prezenta datele și cred că va fi cu mult mai mare, dar dacă să vorbim așa. Inflația ce înseamnă, de fapt? Puterea de cumpărare a banilor, și atunci poate fi inflația și mult mai multă, importantă cât salariile mele. Mm -hmm. Aveam un coleg care spunea, nu prețurile sunt mari, salariile sunt mici. Deci, ceea ce e grav anul acesta, noi avem pentru prima dată după mulți ani de zile când puterea de cumpărare reală a oamenilor scade. Ce înseamnă lucrul acesta? El, anul acesta, cu salariul lui va cumpăra cu mult mai puține bunuri decât a cumpărat anul trecut. Asta în mediu, în mediu uh -huh. pentru oameni săraci, în mod special pensionare, că de atât este frustrat, că el spune că are inflație 30% cu mult mai mare, din simplu motiv că la dânsul structura de consum este una bazată pe produse alimentare, care s-au scumpit și mai mult, este 40%. El este bazat pe structura energetică. Și uitați-vă cum noi motorul inflației care va mai dura încă luna noiembrie-decembrie este prețul la resursele energetice. El noi, șocul care îl trecem acum, este cel mai mare. Voi exclude anul 91, 90, 91, 92 Atunci noi am avut un dezastru total. Inflație 34%. Atunci a fost 2200 de procente inflația. Eram student și am simțit plăcerile de inflație mare, dar în afară de atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică și a distrus tot, noi acum suntem la cel mai mare nivel, mai grav decât în 98. În 98, atunci tot am av știți, atunci a fost puțin altfel. alt Atunci a avut loc de a valutii, cam mm -hmm. de trei ori. Cine nu ți minte, vă explic pe scurt. Deci, ce a fost criza din 98? tot apropo legat de frații noștri ruși. Noi până atunci, cea mai mare parte a bunurilor noastre le exportam în Federația Rusă. În Federația Rusă a venit criza, ei nu s-au putut achita cu noi, în țară n-au intrat valută, noi nu aveam valută. Respectiv, a avut loc deplicerea leului moldovinesc, dar ce înseamnă deplicerea valutei? tu marfa de import care o cumpere, de brusc devine mai scumpă. Și populația a însărăcit brusc, a crescut prețurile, dar a crescut pe toate dimensiunile. să mm -hmm. Știți asta că ar fi ca eu în, de asta scut și când glontele ajunge, să duce lovitura pe tot corpul și tu scăviu. Te doare, dar scă Acum este cu mult mai, mai, mai neplăcută inflația, din simplu motiv că ea este, pe de o parte, una generală și este provocată de câțiva factori. Ca să spunem, de ce la noi cresc prețurile? Da? Primul factor este legat de contextul internațional. În prezent, în lume, inflația este la cel mai ridicat nivel 30-40 de ani pentru unele țări, 50 de ani nu au avut așa inflație mare. Mm -hmm. La produsele alimentare avem o creștere în lume, nu vorbesc de da, noi. Da, 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 da. În lume, tot una fără precedent. Și asta, e evident, noi suntem integrați în economia globală, vine asupra noastră. A doilea factor este războiul din Ucraina. Știu că multă lume râde când guvernul spune războiul din Ucraina, războiul din Ucraina. Vreau să vă spun că Moldova a fost cel mai afectat de războiul din Ucraina și explic din ce cauză. Nu există o altă țară care are dependență atât de mare de Ucraina cum am avut-o noi. Două exemple. Logistica. Importurile, exporturile, noi le făceam prin Ucraina. Vă păi, Imaginați mierile noastre acum care îți duceau în Federația Rusă bruscă din viitor. mai, mai greu. Noi acum, roadă producția agricolă în acest an la cereale ieri a căzut de două ori față de anul trecut. Noi am prespus lucrul acesta încă una februarie. Din ce cauză? 75% din fertilizanță noi importam din Federația Rusă nu s-au făcut importuri și nu s-au utilizat fertilizanți, procesul tehnologic n-a fost respectat și noi încă în februarie m-am avut întâlniri cu agricultorii la IDIS Viitorul și de fapt am anticipat că vom avea o scădere indiferent de cum va fi anul, numai din cauza sărăciei, războiului, nu poți importa fertilizanți a scăzut. Deci, războiul din Ucraina ne-a lovit dur. Plus, nu uităm, prețurile au crescut la produsele alimentare, iar noi din Ucraina importam 35% din e, produsele alimentare și le erau regulă pe segmentul ieftin. Și au dispărut și acestea ieftine. Mm -hmm. Asta este următorul factor. E, și aceasta, evident, îți creează fondalul negativ general și plus ai sectorul energetic. Deci, pe dimensiune energetică, noi avem un șoc fără precedent în istoria noastră. Noi am avut creșteri la, de tarife, dar a fost fie doar la gaz, fie doar la electricitate, mai mult că atâta noi pentru prima dată, după că moldovenii deja știau în fiecare an la noi prețele cresc, cresc, cresc. Noi prima dată, după 25 de ani de independență, 2016, 2017, 2018, prima dată în istoria noastră am avut scăderi de tarife. Gazul a fost cândva 7 lei, a scăzut până la 4 lei și ceva. Electricitatea tot a scăzut, mai puțin, dar a scăzut. Și uitați, atunci când scădea prețul, nimeni nu se gândea, da, sunt doar și îndătoriile istorice, dar că atunci ar fi bine, când e bine. Nu, no, noi atunci nu făceam nimic, prindeam fluturi. Și mai este un factor al, al inflației. Eu o numesc irresponsabilitatea, ipocrizia, stupeismul, ca să nu spun idiotismul, clasei politice. Așa. Am să explic în ce constă ea. Noi, la o sumedenie de bunuri și servicii, Trebuia să majorăm prețul 5, 6, 7 ani în urmă. Eu mi-aduc aminte când inflația, când totul scumpiește, vine și poșta Moldovei. Deci, dau exemplu, că asta e un exemplu clasic. Să majorăm tarifele. Poștașul care are 3000 de lei, eu îmi dau seama lui ce o să dai salariu bun. Păi, oameni buni, dar tu faci asta în 2015 și 2016 și nu s-a făcut ani de zile. Chișinău, apă. Tariful trebuia majorat și 8 5 ani în urmă. Nu o să fie, că populația, băi, bă, bă, prostii de astea, stupi, prostii, prostii, politici. Am ținut tot lucrul acesta, și nu a luat credit ca să poată îmbunătăți e, e, tot sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare. Uh -huh. Și anul trecut, fiindcă nu s-au majorat tarifele, au fost nevoie să iei din buget, anul ăsta, iar eu din buget și în împrumutul din banii noștri, în loc să depărăm rumurile, tarifele și acum când tot rău, hai să majorăm tarif. La transport. La transport trebuie majorat tarif și obțin în 2010, 12, 13. Suntem în 23, 10 ani. De deci, 10 ani de zile. Atunci deci, ce trebuia să spunem? întâi 3, lei, 4, exact. lei. S-a ajuns că transportul în Chișinău era subvenționat. Deja s-a ajuns 1 miliard de lei pe an. Trebuia să dai subvenții. Din, din, uh, -o din budgetul, da, bugetul, da. bugetul. Și nu trebuie să meargă la transport. Exact. Ca să înțelegi asta o de lei, construcția unei străzi e 100 de milioane. Da. Deci în loc să construiești 10 și străzi, tot subvenții transportul. Dar, și atunci atât tarifele care trebuiau majorate 10 ani în urmă, când prețurile nu creșteau, când era tot normal, noi am ținut-o, nu, 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 că noi pentru oameni ne gândim. Și acum când e cel mai rău, și lovitura asta. Deci noi avem acum contextul internațional, războiul din Ucraina și prostie polițienilor noștri. Că noi acum majorăm, tari, plătim pentru ce și n-am plătit ani de zile. Exact. Și, și asta este prostia noastră. Domnule Ionită, dar dacă este să vorbim specific, dumneavoastră cred că știți mai bine decât mulți dintre noi, care credeți că ar fi prognozele de evoluție economică până la sfârșitul anului. La ce să ne așteptăm? Ne mai așteptăm la scumpiri. Mai crește inflația? Înțeleg, crește, da? Da, inflația nu o mai avea încă. Deci gata, noi am ajuns la vârful dealului. Deci, Așa. da, mai rău, de, deja unic factor, că totdeauna când faci cineva analiză economică, eu am, sunt mai multe metode, noi, eu folosesc o metodă e, vector. Ca să nu folosesc Nu eu mă uit care e factorul, care e puterea lui de influență și cât mai poate influența. Deci, unicul factor care îl mai avem noi e, este dimensiunea energetică. E, el influențează și mai este și eco. Ce înseamnă eco? Multă lume nu înțelege. Eu întotdeauna dau un exemplu. Băbuța vinde la piață pe tronjel și îl scumpiește. Și întreabă, ce s o scumpit? Dar până vieți că leu o să... Și treaba e cu dolarul, cu... are treabă. Și vă spun nici cum asta atunci când eu, pentru mine, s-a scumpit gazul în obiectele costul vieții mele s-a scumpit Prec. și o scumpiesc produsele mele care tot mă întreabă că domnul nu scumpiește gazul, și să scumpească, tot să scumpească. Omul este nevoie să ridici costurile. Un frizier, el nu are gaz, nu consumă, dar el are de plătit gazul acasă și el este nevoie să crească prețurile, că la timp s-a scumpit costul vieții. De aceea noi îl numim ecou inflație, da? deci tu ai creșterea prețurilor la, la, la gaz, la electricitate, cam am ajuns la capăt, poate va mai crește, și ai ecou inflație. Toți ceilalți trebuie să ridice prețurile ca să se adapteze la costurile mari care le are legate de prețuri. Tot acest ecou inflație va mai ține luna noiembrie-decembrie și noi deja de la începutul anului viitor, în mod normal, trebuie să mergem spre scăderea inflației. Deci cam, cam gata, am ajuns la vârful dealului. După aceasta, clar că guvernarea va ieși din iarna asta terfelită de tot. Dar, în opinia mea, deci eu, dacă vreau, de -o, dacă aș vrea președintele țării, cred că în luna martie aș face un rebranding la tot ce înseamnă actul de guvernare, că după aceasta lucrurile vor merge bine. Da? Deci, ce o să-i dau omului satisfacția că ție rău a fost pedepsit? Și eu cred că noi, anul viitor, va fi un an plăcut pentru noi. Trebuie să vorbeați mai devreme despre puterea de cumpărare, că ar trebui asta să ne preocupe mai degrabă. Prețurile au crescut și noi vedem și simțim asta, dar cum rămâne cu puterea de cumpărare a moldovenilor? A scăzut. Deci anul acesta noi avem cel mai mare scădere a puterii de cumpărare de la independență încoace. Dar dacă Am avut... facem o comparație cu anul precedent, ca să fie clar pentru... În ce înseamnă? Anul acesta oamenii vor putea cumpăra undeva cu 15, aproape 20% mai puțin decât anul trecut. Adică Așa. dacă anul trecut, cu 20% mai puțin bunuri. Și acum ce se întâmplă? Omul cheltuie mai mulți bani, dacă el ar mai lei, Dar procură mai puțin A, Uitați-vă, veniturile oamenilor au crescut cu undeva cu 15%. Cheltuielile au crescut cu 20-25%. Uh -huh. Dar consumul a scăzut. Așa. Ce înseamnă lucrul acesta? dacă au crescut cheltuielile mai mult decât veniturile, asta înseamnă că omul cheltuie economiile lui sau se împrumută. Spunește că omul câștigă mai mult lei, hârtiuță, da? Cheltuie economiile lui, mă împrumută bani ca să consume mai puțin ca anul trecut. Exact. Deci, ați înțeles, deci, da. omul are anul ăsta, o, are o frustrare mare. Sunt, noi nu uităm chiar pe segmentul energetic, am făcut apropo recomand la atât să uite ediția mea de săptămâna trecută de analize economice, pe sectorul energetic și acolo avem o situație dramatică în cinci sens. Mai avem 40-50% din oameni care trăiesc, eu o numesc, într-o sărăcie energetică profundă timp de 30 de ani. Pentru Așa. ei, apropo, anul ăsta nu va fi mai rău ca în Dar despre ce vorbim cu, când ne referim la Sărăcie fi? energetică, noi vorbim despre faptul că eu am luat 40% cei mai săraci, 40% asta ar fi aproape 500.000 de familii, 500.000 de, 500 de familii din Republica Moldova, iarna se încălzesc, de 5 ori mai puțin decât 20%, decât 250.000 de familii care sunt cei mai bogați. El, practic, face căldură numai într-o cameruță, se încălzește numai seara și dimineața, deci el trăiește într-o sărăcie energetică profundă, deci el nu are un confort termic pe timp de iarnă. Respectiv, pentru și anul acesta va fi poate chiar mai bun ca în trecut, că guvernul mi ajută ajutat leac, s-au plămofonat prețul și e posibil că ăștia 50% cei mai săraci care sunt într-o sărăcie energetică profundă timp de 30 de ani de zile, anul acesta ei, printre alte, nu vor simți și guvernul pe ei ajută cel mai mult. Cel mai dramatic sunt 25%, care sunt, o numim low middle class, deci clasa de mijloc de jos. Așa. Deci, care el nu-i sărac deja, dar nici nu i nu -i bogat, deci nu, el, el e de fapt e omul care spune că mi ajunge de viață. Deci este sunt oameni care nu sunt promută bani, care ceea ce câștigă le permit să trăiască, le permite să duc la odihnă, nu-ți duce să nu faci publicitate, zi, zi. Turcia, dar, spre exemplu, se duce în, se ducea în Ucraina. Ce mai mulți mergeau la odihne de astea mai ieftin, Da? Deci el își permitea să odihnească și îi spun idei nu am cum voi trece iarna. Deci ăștia 25% de fapt, căpcana, eu numesc capcana guvernării, că guvernarea este nevoită să ajute pe cei mai săraci, dar ei de fapt votează cu opoziție, cu socialiști. Așa. Iar cei care au votat cu dânsii, Adică clasa asta de low Clasa mida. de asta de, 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 mediu de jos, da? care sunt oameni, nu îi numim gospodari, oameni care sunt studii, oameni care lucrează muncă mai intelectuală, este vor primi cea mai mare lovitură. Și, cea mai chiar... mare dezamăgire față da, de guvernare respectivă. Da, și vorbeam respective. cu partenerii, că acum vin foarte mulți parteneri externi, ne ajute, și ei, pe lângă faptul că se întâlnesc cu autorități, se întâlnesc cu mai experții. Și te spun, zic, tehnic, ei procedează corect, dar politic este ține guvernare? guvernarea. Dar cineva spunea, nu știu, că n-am dreptul să spun, dar o instituție serioasă internațională care real ajută acum Moldova, caut soluții de să spune, domnule Niță, politic fac greșit, dar corect procedează. Da, asta e respectul meu, că ei se omoară politic în condiția când trebuie să ajuți pe cei mai săraci. De fapt, guvernarea ajută pe cei mai săraci, că trebuie să-i ajute. Și ăștia nu sunt și într-o situație... Dar stație... pot fi? Nu, nu, niciodată. Nu, nu pot nu, fi? Nici, nici, nu vă gândiți. Nici cu hrișcă, nici nu, cu... Nu, nu, nu nu, nu, nu. Cu... Eu am făcut un, apropo când vă vorbim de politică, am făcut un grafic foarte clar eh, în bază a câtorva întrebări. La noi populația sunt parte în felul următor. 30% eu puțin rotungesc cifre, mm -hmm. 30% sunt eh, pro-ruși și anti-europeni, deci asta nu îi face nimic. 30% sunt pro-europeni și anti -ruși. deci nici nu de ruși, deci acta e să avem 30-30. Și cam aici îți duc voturile cei care votează trei uh, partide, și aici e un partid singur de guvernare, și avem 40% de moldoveni care au afinitate și au uh, uh, simpatiei față de Uniunea Europeană și față de Rusia. Acum, fiindcă Rusia a intrat în război, cu, se, ne șantajează energetic, mai scot protestatare în, sal, în, în, stradă, cât în fi de strani, un protestatare proruși, da? Ce au făcut ei? Pe oameni aceștia, numesc, dar ei nu sunt eu, eu îi numesc oameni echilibrați, da? Așa. Eu au spre vot pro-european. Adică ei acum, el are simpatie față de Rusia, dar acum consider, băi, Putin e nepraf, da? Adică, da. Nu, dar el ușor poate veni înapoi. Deci el acum s-a dus pro-european și acum vectorul pro-european este dominat ci de partidul de guvernament. Nu ia nici jumătate de oameni care au viziuni pro-europeană, nici jumătate nu ia. Asta e o problemă. Dar oamenii aceștia ușor, ăștia 40%, care acum sunt majoritatea cu Europa, pe din ușor, așa știți, sau poți muta invers. Și de deci, ce lupta? Deci n-ai ce cata la 30% care sunt uh, pro-Rusia și anti-Europa. Nu n-ai ce cata, nu are sens. Și exact așa invers. N-ai ce cata la cei pro-europeni, anti-ruși. Nu, gata, omul ăsta nu-i nu face nimic. Deci asta, n-al poți schimba toată lupta se dă cu ăștia 40%. Păi uitați-vă, noi ăștia 40% sunt foarte mulți din ăștia care v-am zis eu. Și el acum, evident, va avea o problemă. Din cauză? Că din toată societatea, cel mai tare îți va schimba stilul de viață, anume la ăștia din 40, doar 25 e luăm. Uh -huh. Deci, de ce? El va trebui să nu se meargă la odihnă, el va trebui să-și reducă consumul, el va trebui să nu mai cumpere haine la copii. Deci, tot comportamentul lui obișnuit, de fapt, cât n-ar fi de straniu, cel mai mare șoc va fi nu peste oameni săraci. Șocul energetic în acest an va fi peste oamenii clasa mijlocii de jos. Oamenii săraci, cât n-ar fi de straniu, el cum a trăit într-o sărăcie profundă Anul ăsta la lăsul nu schimbă absolut nimic Dar doamne Ioniță, Apropo de asta Am vorbit despre Oscilările inflației și dumneavoastră Le prevedeți și pentru viitorul imediat apropiat Remitențele Au un cuvânt de spus în tot acest Au, moment? dar aici este o problemă Și vă spun în ce constă Remitențele cresc în acest an Sunt destul de mari, dar să nu uităm că Două treimi din remitențe la noi sunt euro Așa și atunci la noi Banca Națională raportează remitențele în dolari. Dar euro s-a depreciat. Deci noi anul ăsta pierdem în dolari vreo 150 de milioane de remitențe, numai din simplu motiv că euro s-a depreciat. De ce remitențe în acest an vor fi însă inflația în euro e și mai strașne, că voi folosi cuvântul strașne, decât inflația în lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Ceea ce anul trecut cumpărai cu 100 de euro, anul acesta ce o să dai aproape 150 de euro. Practic, Rudile noastre de peste hotare trebuie strimate 300 de euro ca tu să cumperi de 200 de euro. Așa. Deci, ce cu între cu 200 de euro? Nu-i de ajuns că nu au crescut prețul. Dar și euro s-a depreciat. Așa. Euro are problemele lui externe, să nu ne băgăm și Europa. El, din păcate, a primit multe lovituri, acolo au fost mulți factori, dar iarăși, fix ca inflația la noi, eu cred că euro toți pumnii care trebuie să primească a primit și văd o, perspectivă de recuperare a eului, dar cetățenii noștri, cel mai mult remitenți îl primesc în euro, în valuta care s-a depreciat. Deci toată lumea noastră care acum azi ne asculte, cred că și-a plânge asupra euro, euro care îl au ei. La noi, în general, oamenii gândesc în euro. Imaginați-vă că am pe Da, noi, apropo, Banca Națională, aici trebuie să facă o corectare, că la noi cursul oficial duci după dolar. Dar la noi economie, exportului sunt euro, limiteți în euro, mașinile, apartamentele se cumpără în euro. Întrebați-o pe om cât costă apartamentul. Ch Chiria, spune ele el, el nu înțelege după ce să spun 5.000 de lei, îl de în mult, e puțin. Când spun 250 de euro, anul nu, e mult, se poate mm -hmm. cu 200. Deci omul la noi gândește în euro. Da, da, da. Dar Banca Națională încă gândește în dolari. Ei trebuie să fac schimbare, noi de mult spunem, aveți grijă, să schimbați în euro, trebuie să ducem cursul valutar, leu euro și nu leu dolar. Dar companiile de construcție. Noi anul n-am vorbit deloc de companiile de construcție, acum se află într-o drama vieții lor. Deci ei acum sunt în a doua criză după 2008. Deci, așa dacă pe scurt, în 2008 ne-am avut o criză totală în construcții, care a durat, din păcate, 10 ani. În toată lumea a durat 2-3 ani, la noi 10 ani de zile. Noi am început o restabilire în 2019, 2010, 2021. Am luat-o prea bruscă în sus, de eu am am spus că anul ăsta să fie o pauză. Dar a venit războiul, plus guvernul acum a hotărât să facă ordine în construcție Trebuie făcut. Dar au luat așa, să facă operații la ochi și toporul. Deci eu cred că trebuie de făcut operații la ochi, e problema dar cu toporul e complicat. Știți, Companiile pute... în construcții bine, dar eu cred că mai dramatică este situația, inclusiv pentru oamenii care au investit. Și întrebarea mea este dacă suntem acum într-o perioadă prielnică pentru a investi în imobile. Părerea In... mea că da. Părerea mea că da. Și explic din ce cauză. Anul acesta, și cred că cu jumătatea anului viitor, apropo, trebuie să public, prețurile la construcție au scăzut acum la, la apartamente. Este datele băncii naționale. Eu fac una dacă bine mi-ați spus că eu am uitat să public chestiunea asta, spus public zilele următoare. Eu fac un mixt, că avem companiile din domeniu care afișează prețurile tranzacționare și ele nu sunt chiar adevărate, în realitate sunt mai mari. Și avem Banca Națională care afișează prețurile solicitate. Dar el uh -huh. totul adevărat să leagă mai mici. Și atunci eu mixez aceste două tipuri de date, dar vă pot spune cu certitudine din trimestrul 3, prețurile la apartamente a scăzut. Așa. Nu mult, dar a scăzut. Dar la anul vom avea probleme. Deci, de cauză că acum, practic, autorizații în construcție nu se dau, construcții noi nu se încep, și vom avea un deficit mare de apartamente noi la anul. Dar care e situația cu construcțiile care au început, să zicem, în anul trecut, în toamna anului? Ele anul merg, Acum așa. se finanțează, vânzările au scăzut puternic. Eu estimez că vânzările per total au scăzut cu 35%, dar în opinia mea, date, apropo, ASP-a nu publică date și asta după mine e o chestiune e, Regretabil, ca să nu folosesc cuvinte mai duri, chiar acum... Cadastru în da. Deci, stimați colegi, la cadastru. Moldova, 70% din toată bogăția moldovenilor în imobile. Și sunt nu publici, deja de ani de zile nu public, sunt publici date, deci asta e aproape o o diversiune economică. Deci datele trebuie publicate ca noi să putem face analiză. Noi am făcut o solicitare oficială, a, oficială nu au răspuns. Apropo, au vreodată poate o discutăm despre bugăție moldovenilor, că au moldoveni, au vrut 45 de miliarde de dolari, dintre care imobilele sunt 70%. Dar să ne întoarcem înapoi da. la locuință. Deci, acum avem o scădere puternică a vânzărilor dar prețul nu au scăzut și explic din ce cauză. Marcușa. Deci avem o scădere puternică, vă înțeleg, și avem în mod special apartamentele noi. Este de mâna a doua să văd mai bine. Din ce cauză era și prognozabil. Prea brusc au crescut prețurile, în special apartamentele noi. Ele s-au scumpit mai repede, este vechi mai încet. La noi, în 2008, apartamentele vechi erau mai scumpe decât acestea noi. După aceasta am avut o cădere și când acum brusc au luat o în sus, în special au crescut acestea noi. Și el trebuie să facă o pauză pauză durează, deci avem o scădere de vânzări, prețurile nu le pot scădea, că imaginați-vă, euro s-a depreciat, companiile plătesc tot în lei, material de construcție s-a scumpit. El dacă vindea anul trecut un apartament cu 50.000 de euro, el lua un milion de lei. Acum el vinde cu 50.000 de euro și e 900.000 de lei, da? Deci el pierde în primul rând în ăștia în doilea rând, am trecut cu un milion de lei procurați ceva, anul ăsta, ca să procure același volum de bunuri, trebuiește un milion și jumătate în construcții chiar mai mult îți trebuiește. De deci, ce? Firmele nu prea unde scădea prețul. cum acum suntem în zona de jos, vom mai fi, cred că în construcții vom mai fi așa în situația asta încă vreo jumătate de an, și la anul vom începe a avea creșteri de prețuri, sunt zeci de argumente de ce vor crește prețul, doar credeți-mă acum. Poate voi face o ediție specială a analizei economice. Adică vor fi începe... mai scumpe apartamente. Vor începe a crește, da. Și explic din ce cauză. Este un indicator, știți, mă miră că unii economiști nu înțeleg de ce eu dau așa un indicator, se numește accesibilitatea unui bun. Accesibilitatea unui bun se măsoară nu prin cât costă el. Salariul unui om nu înseamnă absolut nimic. Accesibilitatea unui bun înseamnă ce efort trebuie să depun eu ca să-l pot obține. au spus, câți ani trebuie să lucrez ca să-mi cumpăr un apartament. Păi imaginați-vă în, 2000, în timp comunismului. Da, să începem la comunism. În perioada comunistă, apropo, în Chișinău nu-ți dădeau apartamentele pe gratis. Asta este ce toată lumea spune. Că, uite, pe vremea comunistă dădeau apartamentele pe gratis. Nu-ți dădeau atunci. Atunci tu trăiai într-un apartament care era proprietatea întreprinderii sau a statului dar mult oameni nu mai cumpăra. Și nu se vindeau 40% din toate apartamentele, se vindeau. Și atunci trebuia să lucrez 9,2 ani ca să cumpere un apartament. Oricum o mai de... bine decât uh, o ipotecă care durează 30 nu, nu ani. nu, nu, acum vă spun. Deci 9, 9 ani trebuie să lucrez, da? Vorbim de apartamente noi. În anul 2006, când am avut dezastru, trebuie să lucrez vreo 50 de ani, vreo 50 ceva de ani. No, no. Deci, practic, șansa să-ți cumperi un apartament era egală cu zero. Acum, noi, anul trecut, am ajuns la cam 10 ani, aproximativ, că eu nu știam că vorbim, aproape, aproape de perioada unui Sovietice. Și anul acesta mă leacă mai mult. Dar oricum, e 10 ani. Da? Deci, comparativ cu 15 ani Urma acum, ușurința de a procura un apartament, accesibilitatea unui apartament, de ce e de 5 mai bună salariile la noi cresc cum, în euro, da? da. Euro s-a depreciat, salariile cresc. De ce apartamentele la un moment dat omul poate plăti și el să crească în preț. Deci, dacă toți suntem aici, că uh, nu mergem după scenarii, uh, dar, da, nu, dar bine, pentru, că știm discuții, și, nu știm ce discuții, firească. Uh, dacă toți suntem aici, una dintre întrebările mele următoare era dacă noi suntem acum într-o perioadă favorabilă pentru a accesa credite la bancă, pentru a accesa credite la companiile de microfinanțare și, cel mai important, ceea ce ne doare pe noi toți, pentru a cumpăra locuințe în ipotecă. Credite la bancă acum nu trebuie de luat. Așa. ales pentru locuință, dacă, pentru investiție, dacă dobândă bancară mai mare de 10%, recomandarea mea instantă nu luați împrumuturi Și, de fapt, scopul băncii naționale care a fost. Apropo, eu fac o, un anunț. Vinerea, acum, vinerea aceasta, analiza mea economică va fi pe cum sunt frumut în sunt prumute? Așa. Pot aici să spun așa, deci avem o situație nouă, avem o reducere în împrumuturilor la bancă și la microfinanțare și o creștere puternică în împrumuturilor la rude și prieteni. Așa. E, și asta e bine pentru altă. Da, altfel. e bine. Deci asta a fost Banca Națională a făcut din Cicală. Deci, Anul trecut la noi oamenii noștri au luat, eu o numesc nebunia consumului. Noi de două ori am avut așa, așa nebun... spune, Este unic cuvânt că a fost de anul 2005-2006, când oamenii după 15 ani de zir de sărăcie profundă au început să primească bani la rudele lor, de piscotare și au fugit la magazine, frigideri, mașini de spălat, tot ce nu au cumpărat timp de 15 ani, o cumpărați într-o lună. Într-o an de zile. Și atunci bugetul nostru, pur și simplu, a explodat. comuniștii erau la guvernare, nici nu știu ce să fac cu banii. Deci, era într-adevăr o creștere care nu a fost niciodată. Bugetul creștea cu 40-50% pe an, deci asta era inimaginabil. Și a doua oară a fost în 2021. Banii au ajuns la cel mai mic nivel, de cel mai scăzut nivel, 5 și cu 6% de bază, plus comisioane, 7-8% te împrumuți, ușor. Și oamenii au luat credite fără precedent. Deci, la noi, îndatorarea populației anul trecut a crescut mai mult decât în orice altă perioadă, de câteva ori mai mult. Și Banca Națională, ridicând rata de bază, de fapt a vrut să spui, stop, moldoveni, nu mai împrumutăm, dar facem economii. Deci, de fapt, rata de bază, când crește, se întâmplă două lucruri. Mm -hmm. Să scumpesc creditele, dar să și depozitele. Așa. Anul trecut tu la depozite prăneai vreo 4%, anul ăsta prinești deja 13-14%. Apropo, cetățenii noștri țin în bancă vreo 25 de miliarde de lei fără dobândă sau aproape zero dobândă. De deci, eu am calculat, dacă înainte nu pierdeți investiția, ce acum cetățenii noștri din cauza că țin bani în bancă. Vorbesc de oameni care țin bani în bancă, nu care țin acasă. Da, la? da, 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 da. Din cauza că țin bani în bancă fără dobândă, pierd anual acum vreo 2 miliarde lei de lei dobândă. 2 miliarde. Asta e legat de educația financiară și de cum ne gestionăm noi bani. Dar să ne întoarcem înapoi la uh, 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 cetățenii noștri sunt promut. Evident, acum cetățenii sunt promuți mai mult de la rude și prieteni dobândă -i foarte mare, să iai credit ipotecare, practic nu e posibil, și de fapt toată tragedia industriei de construcție este nu doar că prețurile au crescut pentru ei, salariile cresc, dar vânzările au scăzut da, și prețurile au crescut, Plus, încă oamenii nu se pot împrumuta că la 20 ceva de procente dobândă la credit, nimeni n-a să bage în ipotecă. De aceea, ramura construcției anului este aduce un an uh, trist, și când lor le nu bine, asta înseamnă că trebuie să cumperi. Dar cred că ramura va reveni în a doua jumătate al 2023. Deci lucrurile se vor inversa și se vor inversa în mod special că va fi un deficit de apartamente noi. Dacă să revenim un pic la suportul acordat moldovenilor de către autorități, au fost făcut tot fel de declarații, sprijinul trebuia să se manifeste sub formă de alocații și subvenții. Considerați că aceste acțiuni propuse de guvern sunt suficiente în condițiile actuale? Haideți să începem de la un capăt, da? Deci până vreo 8 ani la rând, moldovenii cheltuiau iarna pentru încălzire 4 miliarde de lei. Asta e cifră. Anul ăsta vor cheltui 16 trebuie să cheltuiască, vor cheltui mai puțin și vă și voi spune. Apare o gaură de 12 miliarde de lei. Ceea ce poate da guvernul, cred că vreo 5 miliarde. Poate mai mult, 5. E mult, vă spun deodată. 5 miliarde, foarte mult. Avem un deficit al bugetului fără precedent. Partea bună, că avem suportul extern și cred că suma de 5 miliarde de lei va fi acumulată în mare parte de banii care vom primi sub formă de suport la partenerii noștri. Ce faci tu? Deci tu ai undeva vreo 400-500 de mii de familii cele mai sărace. Ei, să râdeți acum. Dar cele mai sărace familii, 85% din ei, 85% din ei sunt cu lemne. Și poate cărbuni. Și 10% din oameni din sat, care sunt cei mai săraci, am spus că anul acesta sunt cazați cu tizic. De fapt, el cu gazul nu are nicio treabă. S-a scumpit gazul, s-a scumpit electricitatea, dar de fapt guvernul va ajuta oamenii ăștia săraci care nici o treabă n-au cu gazul. Car nici anul trecut, când erau alți prețuri, nu foloseau gaz. De no. No, 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 da, ei no. n-au. 85% din cei mai săraci oameni se încălzesc cu lemne. Și guvernul va ajuta pe dânșii. Deci, e corect să ajute pe dânșii. Și de fapt, pentru oamenii aceștia, situația în acest an va fi una ok. Și atunci guvernul își îndeplinește sarcina. Dar avem ceilalți categorii de oameni pe care guvernul nu vă putea ajuta. Ce vom face? Ce ți este proverbul și când e naufragiu și el care naufragează, el trebuie să se da? el trebuie primul să salveze. Ceea ce va fi în acest an este că oamenii își vor reduce puternic consumul de gaz. Deci când am spus că 16 miliarde de lei, asta considerând că noi vom consuma gaz ca și mâine. Uh -huh. Cred că cetățenii noștri vor consuma gaz ce cu vreo 2 miliarde de lei mai puțin. Cred că consumul de gaz anul va fi 8 20% mai mic. Partea bună că ne ajută și timpul de afară. În luna octombrie, fiți atenți, noi n-am pornit căldura în oraș. Da. Și noi am făcut economii, v spus viceprim-ministru vic că în luna octombrie noi am făcut economii de 50% din gaz. În luna noiembrie, iarăși avem un timp foarte favorabil, va fi toată luna, avem un an cu mult mai călduros decât în alți ani, în ziua rușilor, că ei tot vor să ne înghețe, dar nu se Și atunci, plus oameni, cred că nu vor mai sta cu 23 de grade în casă, vor sta cu 19 și că așa recomandă și medicii. Uh -huh. Deci eu cred că oamenii noștri din astea 16 miliarde de lei, ce obțin în 2 miliarde de lei, vor reduce cheltuielile, că reduc. Vor mai fi nevoiți, poate, să, din contul disconfortului termic, da? Să mai așa o leacă la răcoare, mm -hmm. să mai așa Vor mai, condu vor mai duce în unul. Ajungem la 13, da? Și avem 4 plus 5 care guvernul 8. Și ai o gaură de 5 miliarde. Gaură asta va trebui să o suporte populația. Și nici îți dai guvernul, și nici tu. Și atunci va cădea, cine va cădea asta 5 miliarde? Este un 15% din cetățenii noștri. Oamenii bogați, tamani care ne cu gaz, care spun... Nu cât aș și factura așa, să da, o da. Da, da, n-are o problemă. Da. Și avem 15%, că aici nu ne deranjează. Deci au consum de 400, 500 de metri cu pe lună. Asta înseamnă 15, la ziua de azi deja 15, și 20.000 de lei pe lună. Asta a fost mediu. Nu vorbesc de cei mai bogați da. care au consum. -s, da. Să nu spăriem lumea acum cât da, consumă da, ei. Da. Dar vorbesc. Și oamenii sunt 15.000 de lei. Și care întrebarea? Deci avem 15% din cetățeni. Asta, apropo, ca să vă fie clar că e asta, 160 de de familii. Chiar 170. Pă, nu e și -o problemă. Mai grav, cum am spus, așa sunt 25% care guvernul nu va prea putea să-i ajute. Dar ei de tot au salariul 15.000 de lei. Nu, aici 25%? Nu. Aceștia care e cei mai bogați? Nu, nu, nu. Aceștia 25% nu și-ar permite să plătească 15.000 de lei factura da, la Da, la... da, nu. El, taman, ca asta e cel mai grav. El nu-și permite, dar o poate plăti. <laughs> Înțelegi, da? Deci, <laughs> ei sunt taman în zona care guvernul nu îi poate ajuta, care alții mai săraci. Și atunci el știe, băi, să se descurce. Știți cum, când corabia cu fondul ce trebuie să iei? Femeile și copiii, că bărbatul are mai multă forță fizică, s-a și el cumva. Deci, așa și ei, vor descurca. Deci, eu am fost întrebat de către partenerii noștri externi, dar ăștia 25% îți vor descurca? Zic, da, cu e foarte enorm. Adică el va trebui să-și revizuiască tot, inclusiv să împrumute. Să se nu, să bagi la economie, că ei au și economie. Deci ce sunt oameni care au și economie în bancă? Aștia sunt oameni care uh, pot să împrumute, că orice... noi avem oameni care spune că uh, am datorii, nimeni nu vrea să mă împrumute și ei nu am cum așa chiar. E că ești grav, da? Deci, uh, dacă îți voi uitați analiza mea de săptămâna trecută, eu, eu, am clasificat. Deci, este grav omul care, piește guvernul să se ajute. Deci, el e datorii în complet, nu are bani, și nimeni nu vrea să dea nici un bănuț, adică el nici nu poate de la nimeni. Evident că guvernul pista îl ajută. Aici sunt clienții guvernului. Și atunci cred că 5 miliarde lei care guvernul îi va ajuta, îi va aloca, este suma ca să, să, ajuți pe cei care nu au cum supraviețui singuri. Domnule Ioniță, da, Banca Națională ieri a dat un comunicat în care Printre altele, am, men am menționat și despre conduita politicii monetare în contextul creșterii inflației. Ziceau că acolo ar fi nevoie de anumite ajustări. În ce direcție ar trebui să fie făcut acest lucru și dacă acțiunile întreprinse de autoritățile bancare până acum au fost suficiente? Nu, mă refer și la prevenție. Inclusiv. Da, da. Nu ce ce a făcut, hai să încep cu Banca Națională. Dar, deci, Banca Națională, am trecut când am văzut cu oamenii noștri să sunt, în sunt, 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 în prostii, da, că deci, oameni, o luat în promotori din, din, încăput. Eu am așa un indicator care e economie da? Deci ele nu noi scad, oamenii sunt promot mai mult decât economisească. Și Banca Națională a năspri politica monetară pentru a descuraja consumul și a încuraja economiile. Vă pot spune că s-a primit. Deci, poate să-mi placă mie de Banca Națională, să-mi eu vă spun. Consumul s-a redus, economiile au crescut oamenii nu sunt mai împrumută și fac economie. Mai mult ca atâta, ceea ce voi prezenta mâine, oamenii sunt împrumută de la rogi și prieteni. Apropo, asta e bine. Din cauza că nu se mărește masa monetară. Ce înseamnă lucrul acesta? Loc să ruda mea, cheltui eu. Îi spun, băi, dar n e Dar în realitate consumul nu crește. Adică consumul oricum era să aibă loc, numai că ar loc de distribuție. În loc să și el, un covrig al mănânc eu covrigul. Dar e tot un covrig, da? nu sunt da. doi covrigi. Da, da, și atunci îți da. prânește că noi întărim relațiile de prietenie, de rudenie, da? Nu creștem povara pe peste familie, că eu nu trebuie să dau procente, că ruda și prietenii dau fără procente. Și eu, eu, zic că asta cumva ne-a stabilizat situația. Toate că masa monetară, politică monetară, consum populației, n-a influențat mult inflația. Ceea ce au influențat inflația asta, prostiile policienilor, de ani de zile. Nu, de, ca să fie clar, nu de aceștia vorbesc. Vorbesc da, da, da de da, toată, da, istorie. Prosti, prostiile policienilor, conjunctura internațională și, și război. Este sunt care au influențat. Și cursul valutar, apropo, Banca Națională, trebuie să spunem cum este un leu puternic în prezent, de fapt ne ajută ca să nu avem inflație mare. Vreau să vă spun că războiul din Ucraina plus războiul energetic care ne-a rușii a avut o lovitură asupra pieței valutare mai mare decât jaful bancar. Deci când s-a furat o miliard de dolari, influența sau lovitura asupra pieții valutare a fost mai mică. Dar acum noi n-am simțit-o din cauză. Că Banca Națională a intervenit din luna noiembrie cu vânzări masive de valută pentru ca noi să nu avem un disconfort piața valutară. Și n-l avem. Deci Banca Națională a vândut aproape un miliard de dolari. Apropo, jumătate deja i eu luată înapoi. Ce s-a întâmplat, ca să explicăm cei care ne ascultă? E, când a venit războiul din Ucraina, Populația Moldovei s-a speriat. Uh -huh. Evident. mai ce spune. Așa ceva nu se întâmplă Prires. în fiecare zi. Este primul eveniment în istoria la trei generații, patru generații. Și oamenii au fugit la schimbul valutar și au cumpărat valută. Eu estimez că oamenii au cumpărat vreo 500 de milioane de dolari care nu le trebuiau. În ce sens nu le trebuia? S-au speriat că dacă trebuie să fug să am cu mine bani. Și oamenii au cumpărat 500 de milioane de dolari. Ce pot eu spune omului? nu-i poți spune nimic. Banca Națională, ca să nu permită prăbușirea leului, să avem dezastru, a vândut valută, n-a luat, gata, nu s-a întâmplat nimic. Oamenii s-au liniștit. Și au început să schimba dolari. Nu, că au nevoie de mâncare. Și au început să schimbe valută. Și Banca Națională, acum, numai luna asta, Banca Națională, a cumpărat aproape 70 de milioane de dolari. Că nostru, dacă ne ar cumpăra Banca Națională, leu nostru ar fi și mai puternic. Că acum lumea vinde valuta. Adică toată valuta, din valuta care a fost nevoie Banca Națională să o vândă atunci când noi ne sperim, e deja aproape tot o înapoi. Și asta e rolul Banca Naționale. De deci, ce pot să spun că piața monetară, eu consider că Banca Națională mare afacere nu poate face, dar să ți scumpi bani, apropo, cine suferă cel mai tare guvern, că l-am în împrumut cu 24% și cred că se boșesc prima dată în istoria Moldovei, prima dată. governo não são promotores de paz interna. A mai avut odată, nu s au împrumutat, dar ei pur și simplu nu aveau nevoie de bani atunci. Mm. Nu le trebuiau și de nu sunt că cineva îmi spune, au fost ministru, domnule, nici a mai fost așa, că băi, nu s au împrumutat, că nu aveau nevoie. Dar au nevoie și nu s au împrumutat. Deci, de deci, ce a mai fost odată când guvernul nu s-a împrumutat de piața internă, pur și simplu nu trebuie trebuiau bani, nu avea și faci cu banii. Când v-am spus că erau comuniști și bugetul creștea așa că lor nu trebuie bani. Iar acum este a doua oară, e prima dată, de fapt, este când guvernul s-a împrumutat, asta e cel mai mult suferit. În rest, e, cursul valutar. Este unul, leu este puternic. În prezent, apropo, săptămâna trecută, este pentru trei treia oară în, anul acesta, când leu moldovenesc s-a întărit față toate valutele de bază. Eu duc așa un curs, așa un, o evidență, e vă mai de deci 10, cursul leului moldovinesc față de 10 valute de bază care noi avem relații comerciale mm -hmm. sau de la care primim remitență, deci care contează, da, 10 da, valute da, care contează. Da, da. Și leul moldovinesc s-a întărit față de toate, adică au fost cel mai puternic. Din ce cauză? Oamenii vând valută, și Banca Națională cumpără, și în felul acesta cresc rezervele. Acum rezervele au ajuns la valoarea maximă istorică. Deci, până ce, pe segmentul financiar plus, uitați-vă, sistemul nostru bancar, după și s-a întâmplat jaful, vreo trei ani de zile au fost cheptenat atât de tare sistemul nostru bancar, mm -hmm. au fost atât de tare strangulat, să nu spun cuvânt, gătuit, în sub buna cuvântul, deci s-a încercat de a face ordine acolo. Că el criza a trecut-o și pandemică și toate cele a trecut ușor. Noi am avut acum când s-a început și în pandemie și în, acum după război, când s-a început războiul în Ucraina, noi am avut o răutățire a, a, a calității creditelor, adică oamenii nu puteau să întoarcă la vreme credite. Dar știți că s-a Două luni. Uh -huh. Adică când s-a început pandemia, omul două, trei luni nu putut întotdea. Toate la vreme creditele. Când s-a început războiul din Ucraina, două, trei certo, luni. Așa. Și gata, acum da, E apropo, foarte disciplinat. Da, Suntem la creditie. Odată cu creșterea inflației, cei care aveau credite la bancă au fost neplăcut surprinși de da, rata dobânzii. Cred. Atunci când rata inflației va scădea, pentru că dumneavoastră ne asigurați că va scădea și că nu va dura la nesfârșit această, acest dezastru economic, cât de probabil este să scadă și ratele dobânzilor la bancă? ca fix ca probabilitatea că dimineața să răsară soarele. Așa. Deci e 100%. Sigur vă scădea. Apropo, știți că la noi rata dobânzii negativă acum. Adică? Rata dobânzii mai mică ca rata inflației. Așa. Altfel spus, dacă eu iau un credit acum și cumpăr un bun, dacă eu 100 de lei credit și cumpăr un bun de 100 de lei, la anul eu trebuie să întorc, trebuie să întorc credit 120 de lei dar bunul meu a scos 130 de lei. Așa că nu e mic să le înțelegi. Adică dobânda care o plătesc eu e mai mică decât inflația. Adică la anul, banca primește mai puțin bani decât s-a depreciat bunul meu. El, el, mai bine spune, băi, dar nu e bunul și ala cât îmi dai bani mai puțin. Okay. Așa? Așa? că nu rata dobândă negativă. E rău, dar e negativă. Gândiți-vă din perspectiva inversă, o omul care ține bani la bancă. Că voi ați luat banii, dar unul îi ține și el gândește, și folos că eu îți dau 100 de lei, tu la anul îmi dai 120. Dar eu anul trecut cu 100 de lei cumpărăm un bun anul ăsta da, nu cumpăr că 130. 130. Economiștii operează cu termeni precum venituri disponibile și venituri discreționare. Explicăm, venitul disponibil este venitul net, adică suma rămasă după achitarea taxelor, de exemplu, pe când venitul discreționar este suma venitului rămas după ce toate necesitățile sunt acoperite. În situația actuală, după ce plătim toate facturile și taxele, care este venitul discreționar mediu și câți moldoveni își mai pot permite un spectacol sau un film după ce au plătit toate datoriile la stat și au cumpărat și de mâncare și au îmbrăcat copiii? Eu știți când spun salariul mediu pe economie, mie nu-mi place chestiunea asta, că ce să zic, că temperatura mediu pe Spitalul unul într-o febră de 42, altul e morgă cu 27, dar simt, temperatura medie normală 36,6. Deci mie nu-mi place noțiunea asta. Eu public de câțiva ani de zile salariul mediu la 10% cel mai plăcut plătit, salariul mediu la 10% cel mai bine plătit. Ce mai prost plătiți salariul mediu acum undeva ai 3.000 ceva de lei, vreo 3.000 jumătate, datele să apar, pur și simplu, încă nu dar e o estimativă. Da, da, da. Și la cel mai bine plătiți vreo 30.000 de lei. Uh -huh. Deci noi avem în țara noastră, cred că 20% din populație, nu mai mult de 20% din populație, care își pot asigura să-și achite toate facturile, tot ce, și veniturile care le rămâne, le permite să facă economii, să meargă la odihnă, deci să ia orice decizii vor. 20%. Deci asta ar fi cam dintr-o milion și o de mii de familii. Deci asta ar fi vreo 220 de mii de familii. Mi mai avem încă un 20% din familii care în principiu le ajunge de viață. Pot să-și mai permit anumite lucruri cu mic efort. 60% din familii poți să nu mi când doriți. Sunt ăștia sunt oameni care pur și simplu supraviețuiesc. Trăiesc ei, ei depun eforturi zilnici pentru a supraviețui deci cam așa este graficul ar fi bine să fie tăți în primii 20% sau cel puțin deci ar fi bine cam să fie la noi în felul următor 20% nu poți evita, acestea sunt oameni care trebuie să lupte pentru a supraviețui și atunci trebuie să-i ajuți 20% sunt oameni bogați și ar fi bine să avem vreo 60% oameni care în principiu trăiesc ca să își permită un lux trebuie să pună un efort. Ce înseamnă un lux? De exemplu, ca să meargă la teatru, dar el trebuie să spui copilor, uite, anul, săptămâna asta economisim, nu îți mai dau 50 de lei pe zi de mâncare, îți dau 40. Adică trebuie să aibă un mic, disconfort undeva ca să, poată, să aibă plăcere în altă parte. Da? Dar noi nu avem de așa. Noi e, e foarte micut segmentul ăsta. Cred că eu aș pune maxim 40% de oameni care își pot permite anumite lucruri față de cât supraviețuire. Foarte triste aceste prognoze. Nu-i nu, nu, -i, nu -i prognoza asta. E asta unde trăim noi. Acum ca să concluzionăm ultima întrebare. Haideți să luăm așa până anul viitor pe vremea asta, de exemplu, mm. vom trăi mai bine, domnule Ionis? Da, desigur. Noi anul viitor, pe vremea aceasta, ne vom aduce aminte de coșmarul care am trecut. Apropo, anul acesta va rămâne în istorie, cred că vor fi scris foarte multe cărți, va face foarte multe referințe. Va fi ca anul 98, mai rău, deci va fi 98-2022. În 2022 va fi anul când noi am plătit cel mai mult la energetic, la tot ce vreți. Eu cred că prețul la gaz va face ordine, inclusiv piața mondială, să vă duce în jos. Și nu știți ce plăcere ai, știți, exact când cu săniuța. E greu o duci la deal, dar și plăcerea ai când te duci la vale. Deci eu cred că noi senzația care va fi anul viitor, după, după toate șocurile care le avem acum, deci orice îmbunătățire va fi bine. Și vreau să vă dau o comparație. Noi am avut cel mai dezastruos an în agricultură în 2020. A fost cel mai mare cădere. Iar în 2021 am avut cel mai bun an în agricultură. Întrebați orice agricultor ce senzație a avut el anul în 2021. Mie îmi spunea unul, domnule 40 de ani lucrez în agricultură, n-am avut așa ceva. Și roadă bună, și prețuri bune, tot, tot, tot a fost extraordinar. Și el spune că eu mi-am întors datoririle care le-am avut. Deci, bucuria care a avut-o în 2021 i-a făcut să uite drama pe care a trecut în 2020. Eu vreau să cred că 2023 va fi un an în care situația nu va fi ideală, dar va fi una cu mult mai bună și atunci noi pur și simplu ne vom simți, vom simți că a trecut totul. Deci va fi, va fi, o senzație plăcută, vă spun eu deodată. Pe această notă optimistă, absolut optimistă, domnule Ioniță, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studioul Agora. Vă reamintesc că am discutat despre situația de pe piața economică din Republica Moldova cu expertul economic Veceslav Ioniță. Vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți în continuare alături de Agora. Toate bune!